No. Bună dimineața, român dragi, sau după amiaza, că deja e ora 3. Scuzele de rigoare, fața mea de dimineață, desigur. Ce vreau să vă zic? Numele meu este Constantin, locuiesc în Anglia de 15 ani și, sincer, așa dimineața când mă trezesc, mă mai uit pe Facebook să văd care-i treaba înainte să încep activitățile. No. Mă uit acum primul post aici pe România în Leeds. O tipă m-a inspirat, sincer, să fac video ăsta pentru voi. Cred că prietenul acestei Iuliana a făcut postarea asta și i-a zis că i-a cerut cineva bani și acte de identitate și din alea prin telefon sau pe Facebook, nici nu știu, și a plătit ca să găsească loc de muncă. Cum am mai oameni buni? În țara asta, niciodată nu o să trăiască tu să plătești pe cineva ca să mergi să lucrezi pentru ei. Adică, hello, adică eu să te plătesc pe tine ceva și să mă duc să lucrez pentru tine, ești nebun? De cum vine asta? În fine, nu. Asta e, deci, asta e asta. Dar ce m-a iritat pe mine, pentru că o cunoștință m-a rugat ca să mă intereseze CSS card. Eu, sincer, n-am tendință cu dinastia și nu mi-am pierdut vremea să văd. No, și zic, bă, ok, hai că mă interesează să văd cum îl poți obține. No. Și tot am intrat pe Facebook, aici văd, mie nu acum mai îmi pierd vremea, că mi-am pierdut destul. Văd că costă între 350, cel mai ieftin, cred că am găsit, până la 500 de lire pentru CSS card. Să mergi în Londra să să nu știu ce. Să-ți facă CSS cardul. Mai oameni bune, 500 de lire, nu vorbim mai ce 50 de lire. Dar, să ne înțelegem. Am sunat, avem aici un minut numai, să găsesc unde am downloadat chestia asta. Show in folder, desigur. Perfect. Deci, i-am sunat pe ăștia cu 500 de lire ale lor, 300 nu știu cât, să vedem, de 3-4 telefoane cred că am dat până mi-am dat eu seama cum stă treaba, nu. O să vă pun asta să o ascultați, cum vorbirea telefonică, cred că e vreo 5 minute parcă, dar până una alta să vă explic cum stă treaba. Deschideți frumos Google, adică deja se deschide instant, că stai deștept. Google și scrieți CSS card. Dar numai atâta scrieți. Enter. Poc. Și e al doilea website, ok? Nu e primul, că acolo vă bagă și reclame. E al doilea website. Bom. Îl închide pe ăsta. CSS card. Construction Skills Certification Scheme. Bam. Știe băiatul engleză? Glumesc, măi. No, și aici vă spune cum să aplicați. Este un scurt video de 2 minute. Ok? Desigur, necesită un nivel, și cu un nivel începător de engleză te descurci, dacă ăsta nu-i mare lucru, măi. Nu, serios. Dacă nu, o persoană, un prieten sau o cunoștință care vorbește engleză, una, două vă înscrie și vă ăsta și testele sunt gen grilă. E ca și cum ai învățat pentru examen de conducere și le înveți mecanic, nu trebuie să înțelegi tu neapărat. Dacă memorezi întrebarea și ăsta, treci examenul, hai să ne înțelegem. No. Aici vă spune tot ce aveți nevoie, dar ideea care e? Ideea e că testul în sine, stați să mărim ecranul, Control Plus. Deci, așa. Testul în sine și chestia asta costă 36 de lire, mai oameni buni. Ok? Opa. Ce-am făcut? Deci e prea mare. Bam, bam, bam. Deci, costă 36 de lire
Ok. Și mai este încă o mică taxă. Ah, la costuri. Perfect. Am ajuns. Unde-i? Dacă vă uitați de pe telefon, să vedeți cum trebuie. Aici. Dar nu vedeți că e fața mea. Fii atent. Stai că mutăm camera. Nu-i problema. Nu. Deci, costurile pentru prima dată când vă faceți CSS cardul e în felul următor. 36 de lire. Ok. Și separat CITB Health, în fine, nu știu cât e ăla, anumai nu cred că e mai mult iarăși de 50 de lire maxim. Și Safety and Environment Test Cost 21 de lire. Să ne înțelegeți, deci cât? 5-7 de lire, da? No, și vă, ăsta, durează 2 ani de zile, așa? Și undeva la un an jumate trebuie ca să-l reînnoiți pentru ăla pentru următorii 2 ani, dar mai să-l ia 6 luni de zile, înțelegeți? Nu mai pierde o vreme atâta. Ideea e felul următor, hai să vă pun postarea, că e pe idee minune. Să vedeți ce zice domnișoara când am prins-o cu minciunicul. Ai, 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 ai. Unde suntem? În legătură cu CSS cardul, aș dori niște Așa. informații, vă rog. Sigur că da, vreți pentru dumneavoastră. Da. Pentru E mine, pentru că nu s-a dumneavoastră. tăiat de bătrân. Ei, acum sunt și eu politicoasă, lăsați-mă să-mi fac pe treaba. Bun. Ioi, nu bine. Așa. No, bine, deci facem cardul CSS, da? Da. Cardul care se eliberează de la GTA, da? Da. Dumneavoastră cum stați cu engleza? Păi nu, mă descurc așa, my name is... Ok, Nu. bine, Tu bine. cum stai cu ea? Acum, deci facem așa, o singură zi de curs, da? De dimineață facem un video scurt în limba engleză despre dumneavoastră, cum vă numiți, câte ani aveți, lucruri simple. Da. După aia, pe parcursul zilei se scrie un workbook. La sfârșitul zilei se dă examenul, dar se face totul pe hârtie. Examenul înseamnă tot ce ați făcut pe parcursul zilei, în același timp Da, aveți și le suport în limba facem română. în românește, tă, desigur, nu? E, aveți suport în limba română, da. Aveți suport în limba română, aveți asesor român cu dumneavoastră în clasă, da? Am înțeles. La, ca și un fel de profesor sau cum ai... Da, un profesor, da. Maestru, maestru, nu? Maestru. No, dar Da. nu ce râs, că dacă așa e să zice maestru. Așa, deci avem următoarea clasă, o avem mâine și duminică. Dacă vreți, cred că mai avem doar câteva locuri libere, puteți să veniți. Eu trebuie să mă grăbesc. No, bine, Ei, și nu vă grăbesc, eu vă spun așa, dacă vreți mai unde e târziu, puteți veni locația? în Alperton, în Wembley. În Wembley? Acolo lângă stadion? Acolo am fost. Wembley. Nu suntem lângă stadion, Ai suntem un în postcod, te Alperton. rog. Am un postcod, sigur că da, am un postcod, pot să vă-l trimit, dar ca să aveți un loc asigurat, am nevoie să-mi dați niște detalii, da? Am nevoie să-mi trimiteți un mesaj cu numele complet, data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa unde locuiți, da? Specificați că vreți să veniți sâmbătă sau duminică, ca să vă fac programare și vă dau adresa cu tot detaliile, când, la ce ori trebuie să ajungeți și tot. Bine? Am înțeles, deci și cursul la ce oră începe dimineața, că poate La trebuie să ora vin cu o zi 18. înainte. La Ai, ora ai, ai. 8 trebuie să fiți. A, păi ăla nu-i foarte civilizat, ora 8 să te trezești, să fii acolo. Nu, că trebuie să facem video, domnule. Trebuie să facem video, să ne asigurăm că la 10 când începem cursul, toată lumea e pregătită, da? Ioi. Am voi face un efort dacă te tăi până acolo. Dumneavoastră, unde locuiți? În ce zonă? În Leeds, vin din Leeds. Ah, am sunat cineva din Leeds. Mai devreme am mai vorbit cu un domn Gabriel. Nu sunt Gabriel, cum să fiu Ei, Gabriel? Ce da, numărul ăla? am vorbit mai devreme cu un domn care se numea Gabriel și m-a sunat din Leeds și am spus, probabil, poate, nici nu știți cum sunteți colegi cu el, da? No, domn, păi, bine, poate poți să-mi dai și contactul lui, că mergem împreună dacă conduce și mai ieftin la benzină. Păi No, exact, bine, asta dar ziceam și eu. scuză-mă, nici măcar nu ți-am reținut numele sau nu te-ai prezentat. Ana mă numesc. Ana, bă, ce nume frumos. No, bine, Ana. Da. Și tu cu engleza stai bine, tu o să fii acolo maestru sau cine? Eu nu o să fiu master, o să vă ajut cu videole și cu toate astea, da? O să fiu un domn. Eu cu social media și din alea. Cum? Cu social media sau cu ce videouri să mă ajut? Nu, de dimineață. V-am spus că se face un
Se face o convorbire în engleză care se face video, care se filmează. Ai, dar mie mi-e rușine că nu știu să vorbesc cum trebuie și unde pui e, postarea aia sau conversația. Dar nu pun nici fel, domnule, nu pun nici fel de postare. O folosim noi doar pentru a atesta că dumneavoastră sunteți capabil să vorbiți în engleză. Nu folosim nimic. O folosim bine, și asta te întreb. Dacă nu sunt capabil să povestesc în engleză, ce se întâmplă? Da, o să povestim împreună, nu vă facem greș. Lecții în particular de engleză nu oferi? Ei, acum haide, să trecem limitele, doamne. Doamne, no, eu nu m-am întrebat informativ, nu, bine, dragă. Nu, Ana. Nu, facem ceva de... Așa, deci dacă vreți, anunțați-mă și vă pot programa pentru mâine sau pentru duminică și în același timp, dacă vin băieții... E prea devreme pentru weekendul ăsta, dar weekendul viitor... Că... Și weekendul viitor avem sâmbătă și duminică. No, bine, și cât mă costă tot afacerea asta, 340, te rog? 340. Aia, dar ăsta e prețul standard. Da, asta e, toată lumea plătește 340 de lei, este cursul tot inclus. Right. Și ceva reducere pentru studenți, nu faceți. Domnule, dacă eu aș putea, v-aș face, dar nu ești companie mea, din păcate nu putem să facem. No, bine, dar tu lucrezi acolo sau așa part-time? Da, lucrez acolo, da. No, bine, tu, dragă Ana, no, uite, îți mulțumesc foarte mult de timpul acordat și de amabilitate, dar, sincer, am un nou, eu înțeleg, dar tu din aia 340 cât îți iei? Domnule, eu sunt angajat aici, eu mi-au salariu, da? No, bine, dar totuși, cardul ăsta de CSS e 36 de lire și cu testul de engleză 21... Nu este așa. Dacă dumneavoastră... De cum nu e așa? Că doar am văzut pe website. Dacă vreți să vă luați cardul de la CITB și puteți să treceți, dar am venit să luați fără nicio fel de problemă. Asta este cardul de la GPA. Se face un curs de 8 ore, da? Sunteți 8 ore aici la birou, da? Deci astea sunt costurile. Dacă dumneavoastră găsiți, mai e nicio fel de problemă. Sunteți liberi să mergeți să vă faceți... Nu, dragă, sincer, am și eu nevoie de el. Și toată lumea 300-400. Eu zic, hai să mă uit pe website. Cam un nou, engleza mea nu e atât de prostă. Nu e nicio fel de problemă. Eu vă dau mesaj, dacă îmi spuneți cum vă numiți, vă salvez numărul. Dacă dumneavoastră considerați că vreți să veniți. Dar nu mai spune dumneavoastră, că cred că suntem de vârstă sau sunt un pic mai mare ca tine. Ok, no. foarte bine. Da, atunci... numai dacă îmi dai Instagram, îți dau toate detaliile care vrei. Da, nicio fel de problemă. N-ai Insta, nu, pe ea nu suntem în secolul 21. Da, am. Ai? Spuneți cum vă numiți. Constantin Bogdan Lincuța. Așa, bine, Constantin. Îți salvez numărul de telefon și dacă e anunțând, dacă vrei să vii la noi. Bine? Ana, nu mă interesează pe mine ăsta. Sincer, Amutu, ești mai amabilă ca și colega ta care am sunat-o și îmi par simpatică după voce. No. Dar ai o voce așa sexy. Chiar mă gândesc oare cum areți. Ai Facebook. Îmi pare rău, eu sunt la birou, nu pot vorbi despre prostiile astea. Ne auzim altă dată, da? Dar nu vorbim prostii, la bine, Ana, ciao. Da, să ne înțelegem, măi, oameni buni, nu... Ați văzut cum deja am prins-o cu minciunelul, deja s-a schimbat, nu mai era veselă, nu mai avea chef de glume, nu mai râdea la avansurile pe care le făcea, mai să fim serioși, no. Și colega ei, când i-am zis că la conversația asta mi-a picat fisa să înregistrez conversația, colega ei a fost, ba că nu m-a înjurat și m-a blestemat când i-am zis cât costă și din astea, nu? Să ne înțelegem. Apoi, dacă Ana mi-a trimis mesaj, dacă l-ați primit voi, l-am primit și eu, nu? Ce să zic? Sper că va fi de folos asta și cu un pic de engleză vă salvați 350 de lire, 400, să ne înțelegem. No. O zi bună vă doresc și toate cele bune. Ciao, papa. Pa.